Carmen Șerban. Mărturisiri uluitoare despre cum forța divină a fost lângă ea, imediat, la agenția VIP. Deci da, Carmen Șerban! Bună seara, bună seara, bine ai venit! Bună seara! Bună seara, bine ai venit! Bine ai venit! Și fetele! Și fetele! Te pup, bună! Ai mai slăbit? Te-ai mai... Da, am mai slăbit, nu știu, n-am mai slăbit. Și arăți foarte bine, foarte bine arăți. Așa, am fost. Hai că nu veneai tu mini-jupa și una cu două în ultimii ani. Cam sexy! Am pantaloni scurți. Am înțeles. Ce cu tine? Nu divulg așa ușor. Cine este fericitul câștigător? Aoleo, iar începem cu d-astea. Păi, dar ce are, mai n-are voie și femeia să-i dească pe cineva? Întreabă-mă de sănătate, întreabă-mă dacă sunt bine, ce cântări păi mai am. Păi se iam, vede că ești bine, arăți bine. Da, mulțumesc. La ce televiziune suntem noi de întrebări numai suntem bine și ce cântări mai avem la Antena Stars? Ha. Băiatul, vrem să știm cine este. Agentul trebuie să știe tot. De cum? Da. De atâta ani te întreb. Îmbătrânesc, așa trebuie. Haide, spune! Păi da, eu te mențin tânărul. Asta era curiozitatea. În sufletul meu rămâi tânăr. Da, sigur că da. Mă rog, de curiozitatea ne ține fresh, ne ține tineri. Și asta este intenția mea bună pentru tine. Deci, care-i treaba cu slăbitul ăsta așa? Da, dragul meu, n-am mai slăbit de când am fost ultima dată la tine. Serios. Dar cum e cu accidentul și cu momentul în care era să dai colț? Da, am fost la... am adormit puțin la volan. E rău? Da. Când? Da. Mai de mult? Sau mai nu, rece? Nu. Duminica trecută. Duminica trecută. Am venit de la un eveniment de la Hunedoara, de la o primărie. Sâmbătă am avut la Iași, du-te la Iași, vină de la Iași. Duminică, du-te la Hunedoara, vină de la Hunedoara. Bine, aveam un băiat cu mine, dar... Asta am vrut să spun, de ce conduci tu când ai... Nu, că eu conduc, îmi place să conduc. Însă, la un moment dat, când am venit, am zis să las pe el să doarmă, că mergeam mâine zi la muncă. El a condus și la spre Iași și înapoi și spre Hunedoara. Și m-a luat un somn așa ca de moarte. Băi, nu mai puteam să țin ochii deschiși. M-am oprit, am dormit jumate de oră în mașină, apoi m-am oprit la... am băut o cafea, apoi m-am oprit, mi-am luat și o ciocolățică, am zis să-mi... Tot așa? Tot așa, și deodată eram așa, mergeam pe mijlocul drumului înainte de Horezul, pac, și mi-am uit așa, mi s-au închis ochii brusc din spate și am alunecat de pe șosea, era o șosea mai înaltă, nouă, turnată, și m-am trezit, bine că era nouă turnată, că era mai înaltă și am simțit zbeng. Și am tras brusc de volan, m-am întors cu mașina în drum. Putea să se întâmple o nenorocire, cineva putea, să stea. Adică ai făcut așa cu mașina, te-ai întors? Da, m-am întors brusc în direcția de unde veneam. Dar tu care ești o fire credincioasă, e un semn? Ce este? Da, cred că a fost ceva noaptea, că pe mine nu mai am somn în halul ăsta. Și la un moment dat, după aceea iar m-a luat somnul, iar m-am pus și am dormit jumătate de oră. Băiatul ăsta mai ajungea, care, da, parcă nu mai ajungeam, parcă nu se mai termina noaptea. Băiatul ăsta meu care era cu mine în mașină a dat așa puțin cu capul de geam, nici n-a simțit nimic, bine, n-a pățit nimic. A căzut ăsta, cum îi zice, rozariu de la mașină, a venit peste față, n-a simțit nimic. Deci ceva a fost, așa ziceai că e somnul morții prin mașină. Doamne ferește. Da, deci dai seama că dacă vrea o mașină de în partea cealaltă, putea să fii praf? Da, numai că pe mine Dumnezeu mă iubește și nu mor eu așa ușor, știi, nu mor cai când vor câinii. Și după aceea mi-am dat seama că ceva nu e în regulă energetic și am început să mă rog, să mă rog, să mă rog. Și mi-am eliberat drumul și m-am dus până la Dumnezeu, până la București cu rugăciune spre Dumnezeu și am ajuns cu bine. Da, dar a fost un moment neplăcut, oricum am ajuns luni dimineața acasă la 7. Și n-am mai ieșit până miercuri la amiază din casă. Am stat să mă odihnesc, să mă reculeg, să... Probabil că ai fost și în multe evenimente, da. Lumea, energia, la știi cum e, da, că nu toată lumea. Da. Se zice că sufletul unui artist se rămâne împărțit la câți oameni sunt la un eveniment. Dacă sunt 600, el se împarte în particele. O bucățică? Da, o bucățică, da. Ca la puzzle, știi? Uh-huh. Și după aceea trebuie să știi să faci o chestie de readucere, să-i trimiți lumină, să vină înapoi, să-i luminezi calea, vină din 600 de locuri înapoi, sau din 1200, sau, știi? M-am învățat și tehnica asta, da. Cristi, la tine se uită mult, păi la noi. Păi spune-ne și nouă, că uite, sunt eu la televizor. Lasă că îți spun în particular, toată ziua nouă. Vin cu sfaturi din alea, ca babele și deja ne zici. Da, bun, nu vrei de sfaturi, nu vrei de alea, dar cine este omul care te-a convins pe tine să vii la... Dar nu m-a convins să vin la voi, cum? La mini-jup. Dar scump, uite, am pantalon scurt, mă vezi? Da. Și ciorap sexy, hai că se vede păi tot. Păi, ciorap
curve. Și ai picioare foarte frumoase. Ciorap curve și cu bandă adezivă. Să fiu sexy ca o divă. E, vezi de ani listește. Un toc de 14 centimetri. Să moară după mine toți băieții. Așa. Bine. Că... așa se poartă acum cu banda adezivă, că îi lalți alunecă între picioare și trebuie tot să tragi de ei și nu sunt confortabil. Da, avem și noi ceva de învățat de la tine. Voi n-aveți de învățat, că voi le știți foarte bine. Nu, noi n-avem ciorap. Voi n-aveți ciorap de acum. Avem, dar nu la noi. Da. Nu, serios, dar chiar nu e nimeni în viața ta, nu pot să cred. Ba da, este cineva, dar nu contează cine este. Ești fericită, că asta da, e important. Da, se vede, sunt fericită. Păi asta se vede, se vede că ești fericită. Da. Asta e clar, e din branșa ta sau nu? Nu. Păi, dacă te aleargă paparații, nu mai bine spui la un prieten așa cinstit cum se cuvine. Numai noi, nu află nimeni. Vin oamenii, da, numai află, noi află nimeni. Interpretează, mistifică. Nu mai bine spui tu aici la oamenii care vorba aia, te îndrăgești, te primesc. Mai știi ce vreau să clarific aici la voi? O grămadă de fani îmi scriu pe Facebook să-ți dea Dumnezeu sănătate, ai pățit nu știu ce ai. Domnule, vreau să le spun oamenilor că nu sunt bolnavă, nu am nicio problemă. Au scris niște dobitoci cu niște site-uri clandestine, pe niște site-uri clandestine, nu sunt jurnaliști și habar n-au că numele meu este marca înregistrată în România și pot oricând să-i atac în instanță și să plătească daune de să-i usture spatele. Nu au voie să scrie informații eronate despre sănătatea mea și despre mine. Oamenii sunt îngrijorați că sunt bolnavă, că am cancer, că n-am nimic, sunt foarte sănătoasă. Sunt aberații scrise de niște amatori, că nu sunt niște jurnaliști profesioniști, nici măcar nu sunt din speța aceasta de ziară pe care le cunoaștem, da? Dar ai spus tu ceva vreodată? Ai postat ceva? Numai eu ce am mai spus aici la Cristi atunci când am avut sinusita, când am trecut peste tumoare. Și revenit asupra problemei pe care le-a avut și pe care nu mai și supradimensionează că sunt pe moarte, că da, stai, dragilor, arată bine, e sexy. Da, nu sunt bolnavă, chiar nu sunt, chiar le doresc tuturor sănătatea pe care o am eu acum. Și aș fi eu egoistă să fiu bolnavă, să le doresc Doamne, oamenilor. Ferește. Da? Le doresc tuturor celor care se uită la noi și vouă să fie sănătoși cum sunt eu acum. Nu am nimic, sunt perfect sănătoasă. Și plină de viață. Lui Dumnezeu, și... da. Înțelegi? M-am vindecat prin credință, orice am avut a trecut, să dea Dumnezeu să nu se mai reactiveze nimic. Reactivarea bolilor se face prin păcate, prin căderea în altă extremă, știți foarte bine, a lucrurilor firești. Deci da? Recidivele așa vin? Da, așa vin. Însă eu nu sunt bolnavă, vreau să fie foarte clară lumea. Da. Nici accident n-am făcut, dar să știi că m-am speriat atunci când m-am... Doamne ajută, bine că e totul bine, da. Bine că ești fericită, ești sănătoasă. Așteptăm detalii. Da, ne cânti ceva frumos. Da, vă cânt și am și un coleg aici cu mine. Stai să-mi ia să vină și ia colegul. Vine, doar coleg, da? Coleg. Da. Am un coleg. Cum am înțeles eu. Păi de ce n-ai spus, dragă domnule? Mai zici că suntem alea din mape, știi? Trebuia să-l aduci mai devreme. Eu l-am adus ca să nu-l tragem Cristi. Mai de limba. Știi ce e băiatul ăsta? E crema anti-age. Asta nu spune, zici că suntem alea din Mapeți. Cum apare câte unul tânăr? Da, trebuie să o întrebăm pe Oana, pe soția ta, dacă e cremă, e bună crema anti-age. De crema de băiat, tu să ne spui care e cum... Ce să nu? Nimic, n-are nimic de spus. E bun că e inocent așa, da? Da. El doar cântă. Așa ăștia se poartă. E bine, cântă, restul o melodie de dragoste pe care ne-au cerut-o tot fanii de pe Facebook. E o melodie din repertoriul sărbesc, da, făcută ne de place. Noi. Ne place, banat. De, da, da, e așa mai șotă, sărbească, da. Înseamnă că o să recunoști, Gen. Hai să vedem. Vă mulțumim și pentru toți fanii noștri. Mulțumesc. Hai.
Și 10 vieți dacă aș trăi, pe tine nu m-aș sătura. Lângă tine mereu aș sta, aș sta mereu și te-aș privi. Și 10 vieți dacă aș trăi, pe tine nu m-aș sătura. Lângă tine mereu aș sta. Hai să uităm o dată, nu mă vezi că tremură toată. Hai să rutăm așa, oh, ah, iubirea mea. Hai să rutăm o dată, nu mă vezi că tremură toată. Hai să rutăm așa, oh, ah, iubirea mea. Mă lași și mai tare mă atragi. Hai să rutăm.